De Florin Răduceu, eu era amorezată toată țara. Adică nu venea nicio tipă la tine dacă nu erai blond. De ce credeți că naționala noastră la campionatul mondial din Franța s-au vopsit blonzi? Ca să aibă și ei o șansă. A ajuns la un moment dat în Italia, acolo italiencele erau călare pe el. Când să aibă timp de fotbal? Eu cred că și de-aia s-a transferat la mai multe cluburi din Italia, că le termina pe toate din orașele alea. Trebuia să plece în alt oraș.